Data aceasta, Duhul lui Dumnezeu m-a mișcat să le citesc dintr-un psalm. Este vorba de un psalm al lui David, psalmul 68, versetul 19 și versetul 20, pagina 591, unde cuvântul Domnului spune astfel: Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povoara. Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Amin. Viața noastră de multe ori nu este așa cum noi am visat și ne-am dorit să fim. Mi-aduc aminte că am citit undeva despre un medic psihiatru care atunci când venea pacienții la el, el avea o discuție cu ei înainte de a intra în profunzimea problemei lor. Și el spunea că le rostea în fiecarea dintre ei o afirmație, foarte scurt. Dacă ei acceptau afirmația aceea, cam 50% din problema lor era rezolvată. Și el le spunea cam așa: dragilor, viața este grea. Și cei care acceptau realitatea acestei afirmații aveau 50% șanse ca problema lor și boala lor să fie rezolvată. Asta, într-un mers logic, spunea că ei sunt ancorați în realitate, adică nu visează. Atunci când David a scris aceste versete din Psalmul 68, asta sugera. Că ar trebui să coborâm cu picioarele pe pământ și să recunoaștem că viața este grea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut același lucru. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33, vorbea cu ucenicii lui, apropiații lui, inima lui, echipa lui și spunea: aș fi vrut să vă transmit un alt mesaj în ce privește prezentul și viitorul vostru. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Cel care v-am chemat să mă urmați, dar vreau să vă spun că atâta vreme cât veți fi în lume, voi veți avea necazuri. Acceptați această realitate. În lume veți avea probleme și veți avea necazuri. David se ridică în Psalmul 68 și spune: în fiecare zi trebuie să recunosc, aș fi vrut să fie necazuri odată pe săptămână, aș fi vrut să aștept să fie necazuri undeva spre bătrâneți, așteptam și mă așteptam să fie necazuri undeva atunci când sunt mari lipsuri în viața mea, dar trebuie să recunosc cu totul o altă realitate, că zilnic în viața mea, chiar dacă sunt regele David, chiar dacă am în spatele meu o istorie glorioasă sau mai puțin glorioasă, trebuie să recunosc că în viața mea zilnic sunt probleme, sunt necazuri, sunt poveri de dus. Fiecare zi simt greutăți, a spus David, care mă apas, care mă convoaie de multe ori, care mă apas. Uneori trebuie să-mi scriu experiențele mele și să spun că zi și noapte apasă ceva asupra mea. Și că vroiam de multe ori să am zile senine și o viață frumoasă, dar deodată surprizele și realitatea vieții au izbit în mine deodată și am simțit că sunt împovorată, că sunt împovorat și că trebuie să fac ceva cu toate poverile astea care mă apasă. Zilnic există poveri și există probleme peste viețile noastre. Cine nu vrea să accepte este problema fiecăruia. Eu care vă predic în această seară, v-ați putea gândi la mine că pentru că eu îl predic pe Domnul, eu nu mă întâlnesc cu prea multe probleme, că nu am prea multe lupte, că nu voi avea prea multe apăsări. Vă înșelați. Uneori am mai multe decât vă imaginați și uneori mi-este greu să le duc. Și uneori simt că mă grăbovesc, că mă apas, că și eu ca voi îmi doresc atât de mult zile senine și frumoase. Și eu, ca orice suflet care mă ascultați în această seară, îmi doresc o săptămână, două săptămâni, o lună, ca un fel de concediu pe pământ, ca o vacanță pe pământ în care să nu mai simt povara zilei și greutatea zilei, să nu mai bat cu gânduri care îmi trec prin minte, ancorate în trecutul meu sau surse din viitor care izbesc în corabia vieții mele. Aș vrea să-mi privesc copiii în ochi, să nu fac nicio problemă pentru ei. Dar de multe ori atunci când îi privesc că sunt triști și supărați, mă încarc cu problemele lor, mă încarc cu frica care este peste ei și cu durerea din inimile lor.
Atunci când stau în fața bisericii și văd oameni care sunt în biserică, care plâng pentru familia lor, pentru copiii lor, pentru fiii lor și fiicele lor, deodată mă încarc cu problemele lor și simt apăsări cumplite în inima mea. Atunci când mă duc în spitale și văd împovorările de acolo și durerile și suferințele de acolo, ies afară bulversat, că atunci când trebuie să mă duc la priveghi și văd familii care sunt zguduite și zdrobite, atunci când văd gropi deschise și copii care ruinați, care strigă după mama lor și după tatăl lor, deodată se îngrămădesc peste mine o mulțime de poveri și mă întreb, Doamne, ce se întâmplă și ce va fi de viața mea, pentru că mereu și mereu sunt apăsat și multe probleme ale mele și ale altora vin ca niște valuri peste mine. Doamne, încotro să o iau și încotro să o apuc. Prima realitate. În lume avem necazuri și probleme. În lume zilnic vin poveri și probleme peste noi. Are pornesc din noi înșiși și din propriile noastre alegeri, cum predicam aseară. Are vin independent din noi din cauza greșelilor altora, celor din casa noastră, de ale copiilor noștri. Are vin din greșelile societății în care noi trăim, a lumii dezaxate în care trebuie să trăim și dezechilibrată, a lumii în care stăm într-o mocirlă continuă și nu știm exact de multe ori înspre ce direcție să o apucăm. Toate astea sunt niște poveri pe care sufletele noastre trebuie să le ducă în fiecare zi. De aceea a dispărut de pe fața noastră seninătate. De aceea a dispărut de pe fața mea și a dumneavoastră de multe ori strălucirea și pacea și liniștea pe care o căutăm în fiecare zi și alergăm cu disperare după ea. Zilnic sunt poveri și probleme care ne izbim. Zilnic. Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Pavel se ridică și spune, da, zilnic sunt poveri. Deodată partea a doua acestei realități este următoarea. Că David are bucuria și Hristos are și el bucuria să ne prezinte partea aceasta și David spunea, da, dacă zilnic mă întâlnesc cu probleme, dacă zilnic vin poveri peste mine, vreau să vă proiectez o realitate absolută în care eu, David, cred cu foarte multă convingere și cu foarte multă putere. Eu cred într-un Dumnezeu care, la fel cum poverile dau peste mine, cum necazurile mă lovesc fără milă, căci Dumnezeul acesta în care eu cred este în fiecare zi lângă mine și Dumnezeu zilnic îmi poartă povara. Dumnezeu mântuirea mea. Dumnezeu este pentru mine Dumnezeul izbăvirilor și cred că Dumnezeu să într-un final mă va scăpa și de moarte. Spun din toată inima, trăiască Domnul în veci. El se întoarce în fața acestor două realități și spune, vreau acum să-L binecuvântez pe acest Dumnezeu pentru că El zilnic ne poartă poverile noastre. Suntem în Timișoara, ne limă în seara aceasta. Dumneavoastră vreți să binecuvântăm un asemenea Dumnezeu? Care zilnic Dumnezeul acesta este lângă mine și lângă dumneata și este acolo ca în fiecare zi El să facă gestul ăsta. Adică, toate poverile care în fiecare zi vin peste mine, Dumnezeu vine lângă mine și vrea să-mi ia toate aceste probleme asupra Lui. Adică eu ce fac? Iau problemele mele și pentru că eu cred că Dumnezeu este exact lângă mine, iau problemele mele și le pun pe El în fiecare dimineață, în fiecare la amiază, în fiecare după masă, în fiecare noapte, când nu pot dormi, când tot felul de coșmare mă bântuie, cu tot felul de frici mă copleșesc, când singurătatea mă prinde și aia și aia. Deodată iau toate aceste bagaje și aceste probleme și le pui peste Hristos, peste Dumnezeu și Dumnezeu spune că este lângă mine și zilnic îmi poartă toate aceste poveri. Dumnezeu mântuirea mea, Dumnezeu izbăvirea mea, Dumnezeu salvatorul meu. Trăiască Domnul în veci. E așa, în seara aceasta trebuie să stăm o secundă, două, un minut, două și să ne întrebăm cum vedem noi pe Dumnezeul care a creat cerul și pământul, cum îl percepem noi și cum îl proiectăm noi în relație cu noi înșine în fiecare zi. Păi vă dați seama ce mare dezavantaj au toți care cred că Dumnezeu stă în mănăstiri, în clădiri, în biserici, care cred că Dumnezeu e în cer departe de ei? Grozav, cumplit dezavantaj. Dumnezeu nu este Dumnezeu clădirilor. Dumnezeu nu este un Dumnezeu pe care să-L închizi undeva și El să rămână acolo. Ar fi devastator pentru sufletul meu care predic în seara asta. Ar fi fost pierdut de multă vreme dacă Dumnezeu poate fi închis undeva și dacă Dumnezeu stă în cer și nu-i pasă de noi. Dar Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu viu care trăiește, care este în fiecare zi alături de noi. Din toată inima spun, trăiască Domnul. Gloria lui Dumnezeu în veci. Gloria lui Dumnezeu în veci. Apostolul Pavel se ridică la Atena, în mijlocul înțelepților din Grecia și spune, nu trebuie să credeți. Să nu credeți că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cum este șugirea omului. Să nu credeți că Dumnezeu locuiește în temple făcute de mâini omenești.
Să nu credeți că Dumnezeu are nevoie de noi ca să poată să miște pe pământul ăsta. Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-L poate cuprinde cerul și pământul. Moise spunea în Psalmul 90, Doamne, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Din toată inima glorie Dumnezeului acesta. Dumnezeul acesta infinit, Dumnezeul acesta veșnic, Dumnezeul acesta care ține în mâna Lui toate lucrurile, este Dumnezeul care vrea să croiască o istorie a ta împreună cu El și Dumnezeu să spune David, zilnic este cu mine pe stradă. Zilnic este cu mine în palat, zilnic este cu mine la război, când mă întorc de la război, când sunt bine, când sunt rău, când sunt sănătos, când sunt bolnav, când sunt tânăr, când sunt bătrân, când pierd, când câștig, când sunt supărat, când sunt bucuros, în orice zi, din ceas și din noapte, Dumnezeu este lângă mine și îmi poartă toate poverile mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, a spus David, binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeul meu nu e un Dumnezeu de duminica, pentru că Dumnezeul meu nu e un Dumnezeu de Paște, de Crăciun, de sărbători legale sau ilegale. Dumnezeul meu e un Dumnezeu real. 24 de 24 Dumnezeu este lângă mine. Aleluia! Aleluia, glorie Domnului! De mă trezesc la 4 dimineața, Dumnezeu e acolo. De mă trezesc la 5 dimineața, Dumnezeu e acolo. De mă duc undeva în cameră singur și strig, Dumnezeule, sunt pierdut, Dumnezeu este acolo. Dacă sunt în terapie intensivă și nu mai am glas și strig, Dumnezeule, mă pot duce la biserică cu frații să mă închin, Dumnezeu este în terapie intensivă. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu în veci! Glorie lui Dumnezeu în veci! Gloria lui Dumnezeu în veci. Și Psalmul David recunoaște în Psalmul 39. Sigur, el într-o reacție inversă fugea de Dumnezeu. A spus, dacă mă duc în locuința morților, Tu ești și acolo, Doamne. Tu ești în întuneric, Tu ești în moarte, Tu ești în viață. Tu ești la capătul pământului, Tu ești în Africa, Tu ești în America. Tu ești în Beclean, Tu ești în Bistrița, Tu ești în Timișoara. Tu ești oriunde, Doamne. Tu ești în birou cu mine, Tu ești afară, Tu ești peste tot. Tu ești Dumnezeul care vrei să faci istoria împreună cu mine. Din toată inima strig încă o dată în această seară. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeul meu, binecuvântat să fie Dumnezeul tuturor, trăiască Domnul în veci! Ce trist ar fi în seara aceasta să binecuvânteze un Dumnezeu care din când în când trebuie cumva să-i cuceresc inima să fie lângă mine. Ce ușor mi este, ce bucurie am să binecuvântez alături de David un Dumnezeu și un Hristos care vine să fie lângă mine de fiecare dată, din toată inima gloriei Domnului. Amen. În lume veți avea necazuri. Doamne, nu ne place fraza asta. Dar să nu uitați niciodată, îndrăzniți, eu Domnul am biruit lumea. Aleluia! În această seară chem toată biserica din Elim, îndrăzniți, cel care a biruit lumea este în mijlocul adunării. Aleluia! Este în mijlocul adunării. Aleluia! Glorie Domnului în veci! Așteptați-vă în această seară, așa cum a fost cântările. Este seara eliberării, este seara despovorării, este seara când toate poverile tale pot fi mutate de pe tine, pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu și El se angajează din această zi să-ți ducă toate poverile tale. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta, binecuvântat să fie Domnul pentru transferul prin credință care se va întâmpla în această seară și inimile noastre vor pleca ușoare, zburând înspre cerul lui Dumnezeu, despovorate și glorificând cu toată ființa noastră pe Cel care merită și este vrednic. Din toate inima încă o dată, glorie Domnului în veci! Atunci când eram copil și prin orașul nostru treceau turmele acestea mari de oi, îi numeam noi sibienii, și după felul cum aveau pălăria aia rotundă pe cap, și după oile foarte frumoase și foarte multe care le aveau, și treceau pe străzile alăturate șoselei principale, și atunci când străceau pe străzile noastre, întotdeauna eram încântat să vedem atât de multe oi grupate. Eram încântat să vedem și ciobanii ăștia cu șuba aia, tot din piele de oaie pe spate, cu bâta aia foarte uzată, dar foarte... câinii aceia foarte mari, aproape că nu vedeau de părul acela și de blana aia care veneau peste ochi, de lodâncul acela, cum îl numeam noi, legat la gât, aici se bătea de picioare, toate astea erau imagine pentru copilăria noastră grozavă, fantastică. Dar din toată imaginea asta, ceea ce ne mișca cel mai grozav, erau că erau niște animăluți foarte tăcute, care clipeau din niște ochi foarte frumoși și sensibili. Te cucerea privirea lor. Erau acei frumoși măgăruși. Cu cât erau mai mulți, cu atât eram mai încântați. Stăteam, pentru că în zona noastră nu erau aproape deloc animăluțele astea, ne uitam spre ele, așa pe lângă ochi, cu puțin alb și pe bot, de un maraniu așa. Erau atât de tăcute și parcă tot timpul clipeau așa din ochi, nevinovate. Auzeam din Biblie mult de ele, și pe aici, pe acolo, le mai vedeam. Dar ori de câte ori veneau turmele astea, așteptam
pe la mijlocul turmei sau mai în spate, măgăruși. Erau și ei grupați acolo. Noi puteam vedea, așa cum am zugrăvit, decât botușorul lor și căpuțul lor și urechile lor, în general mari. De ce? Pentru că în rest, apa pe tot trupul lor era încărcat de poveri.